Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Astăzi ne modonat în cadrul solemnității consacrate comemorării a 27 de ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Acum 27 de ani, Republica Moldova a trecut pentru un botez de foc și sânge din cauza forțelor ostile tânărului nostru stat care au atentat la suveranitatea și integritatea țării. La dreptul suveran al poporului de a-și decide propriul destin. Ziua de 2 martie, în conformitate cu hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, numărul 433, din 26 februarie 2010, este declarată ziua de comemorare a celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și a victimilor acestui conflict. Мне очень приятно, что благодаря инспекторату полиции, родственники и близкие погибших и муниципии, и они назывались, и на полях сражений находятся здесь. Я очень признателен, потому что им не безразлично то, как относится власть, в данном случае инспекторат полиции, там, где они работали, где они проводили основную свою деятельность, значит, уделяет им должное внимание. Deci, se invită tatăl lui Sergiu Gustav, Alexei Gustav. Se invită doamna Lidia Bobinski, mama lui Alexandru Bobinski. Deci se invită domnul Oleg Călmățoi, fratele lui Anatol Călmățoi. La domnicilu se invită doamna Ecaterina Cantemir, soția lui Viorel Cantemir. Deci se invită Ludmila Manole, soția lui Liviu Manole.
Ich träume und die Welt erzittert.